Pentru consumatorii români, calitatea și siguranța se află pe primul loc atunci când vine vorba despre produsele alimentare, de îngrijire personală sau de curățenie. Doi din trei români aleg produsele de consum ce le oferă cel mai bun raport calitate-preț. Înainte să cumpere un produs, jumătate dintre consumatori se asigură că articolele respective conțin ingrediente sigure și de calitate. Produsele autohtone răspund nevoilor consumatorilor români, bucurându-se de o mare apreciere în rândul acestora. Aproape toți consumatorii români includ în coșul lor lunar de cumpărături produse alimentare, de curățenie și de îngrijire personală românești. Sunt foarte bune românești, foarte bune și gustoase. Nu ne trebuie din export. Așa ceva nu, că eu lucrez în Germania de 10 ani și cumpăr din marketuri. Diferență în piața românească cu piața din afară. De aici vin în piață, dacă văd, nu văd de la oamenii de, care fac la band sau ceva. Eu iau de la oamenii țăranii care produc. Aștia sunt cele mai naturale, produsele românești. Eu am un verișor doctor la Spitalul Județean Romica Sima, mie spune Simajan. Și de fapt și de drept, ale românești sunt mai bune. Ale celelalte sunt numai plasticul în ele. Asta e strugure bun, românesc, din Moldova. Asta e pește, am zis, foarte bun pentru consum, e sărat. Acum, asta e, 8 lei strugurii, asta 12 lei kilogramul luai la 5, de 5 lei. Așa sunt prețurile, doamne. Printre cele mai cumpărate alimente produse în România se numără semințele și uleiul de floarea soarelui, ouăle, brânzeturile și lactatele, făina și murăturile. Numai românești caut. Mai... Așa, ăștia îmi plac. Nu prea iau ăștia. Mai ales noi bătrânii, vă dați seama că nu luăm decât de ale românești. Nu știu, dar eu din alte țări vedeți bine cum sunt tratate și cum sunt făcute, le spăl. De nu știu, strugurii țin în apă de asta și mână mâine. Ce produse preferați românești? Brânzeturi, fructe, legume? Toate, toate. Și carnea, tot la fel, dacă nu este de la o măcelărie și care știu că e românească, tot de acolo e. Tot de acolo, domnișoară. Cetățenii aleg produsele fabricate în România, în special pe baza gustului. Interesul crește cu câteva puncte în cazul respondenților care știau și unde a fost fabricată marfa. Astfel spus, atunci când vorbim despre mâncare, românii aleg alimente autohtone pentru că li se par cele mai gustoase și de-abia după aceea urmare a naționalismului.